scăderea auzului influențează în mod decisiv calitatea vieții unui pacient. Consecințele se văd atât în plan social, prin izolare sau marginalizare, cât și în plan medical, prin afectarea nervilor și a vaselor de sânge. O testare simplă, cu ajutorul audiogramei și, dacă este cazul, purtarea unui aparat auditiv, ne poate scuti de astfel de probleme care în timp pot duce la pierderea completă a auzului. Primul pas este un screening auditiv, care se poate face în timpul controalelor de rutină. Cu ajutorul unui aparat, specialistul va observa modul în care pacientul răspunde la diferite sunete. Mă auziți? Da. O să începem acum testul de auz. Audiograma și timpanograma, din punctul meu de vedere, ca și adult, ar trebui să le facem măcar o dată, ca să știm în ce stadiu suntem, dacă avem probleme sau nu cu urechile. În principiu, pacienții ajung la noi atunci când au probleme, din păcate, sau când sunt trimiși de către un medic specialist orelist. În primul rând, facem o inspecție, să zic așa, vizuală a urechii, adică, practic, ne uităm cu un otoscop în urechea pacientului, da? După care, dacă totul este în regulă și constatăm că nu sunt alte probleme, trecem la testele de auz, respectiv timpanogramă, dacă este nevoie. În general, setul acesta de audiogramă, timpanogramă, este setul complet pentru a pune un diagnostic corect. Adică să știm dacă există o hipoacuzie neurosensorială care necesită aparat auditiv sau să știm dacă este o hipoacuzie de transmisie sau mixtă, unde probabil că trimitem pacientul mai departe către un medic orelist pentru că acolo se fac alte investigații. O ușoară scădere a capacității auditive pare o problemă minoră, dar ea poate atrage după sine consecințe grave în plan social. Studiile de specialitate arată că pacienții riscă să fie izolați, iar în timp acest lucru duce la depresie. În primul rând, se izolează foarte, foarte mult social. Adică, practic, ei trăiesc ca și într-o bulă a lor. Mai exact, neauzind, te deconectezi practic de mediul înconjurător, te deconectezi de persoanele din jurul tău. Dacă, să zicem, soția sau un membru al familiei te întreabă ceva, tu nu răspunzi, ea se enervează, el nu mai vrea să mai zic o dată și așa mai departe. Deci se creează tot felul de bucle din astea în care fiecare devine nervos și mai departe se renunță la comunicare din cauza că persoana respectivă nu aude. Iarăși poate să fie afectați pe plan profesional, mai exact, nu știu, de exemplu, la un loc de muncă. Nu poți să înțelegi ce zic colegii tăi sau șeful tău și atunci nu știi cum să-ți execuți, practic, atributele de la lucru. Concepute special pentru acești pacienți, aparatele auditive funcționează prin amplificarea sunetului, suplinind astfel auzul deficitar. Cu atât mai mult, importanța purtării unui aparat auditiv a crescut de la începutul pandemiei, de când ne acoperim fețele cu mască. Dacă înainte mimica și cititul pe buze ajutau la înțelegerea mesajului, acum nici acest lucru nu mai este posibil. De exemplu, acum purtarea măștilor reprezintă un foarte, foarte mare disconfort și o problemă pentru majoritatea pacienților noștri, pentru că majoritatea, din cauza hipoacuziei, ajung să facă labiolectură, adică, mai exact, să citească pe buze. Și se întâmplă de foarte multe ori să meargă la un ghișeu, de exemplu, la primărie, să plătească ceva. Nu reușesc să înțeleagă ce zice doamna de acolo, pentru că nu poate să citească pe buze. Și atunci, tot felul de exemple din astea în care, practic, nu poți să te descurci fără aparate auditive. Deci, beneficiile sunt infinite. Sunt decontate de ceasă. Există o sumă standard care se decontează de 1.008 lei, este suma. Din păcate, se decontează pentru un singur aparat, cu specificația că în majoritatea cazurilor este nevoie de două și atunci, practic, pacientul trebuie ca celălalt aparat să îl achite integral. Statisticile arată că doar un sfert din populația care suferă de o formă de hipoacuzie este la vârsta de pensionare, în timp ce majoritatea pacienților sunt adolescenți și adulți tineri. Tocmai de aceea, aparatele auditive trebuie luate în considerare pentru orice caz de hipoacuzie timpurie.